UPL vă recomandă Xanadu. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la prima ediție de Agricultura la Raport din această săptămână. Ei bine, începem în forță Agricultura la Raport cu invitați de marcă, cu subiecte interesante, incitante. Sunt convins că foarte mulți dintre dumneavoastră așteptau această seară, cu atât mai mult cu cât primul meu invitat de la această oră este directorul general al APIA, domnul Adrian Pintea. Bună seara, domnule director general! Bună seara, dumneavoastră, ascultătorilor noștri, bună seara tuturor! S-au adunat ceva informații, ceva subiecte de la ultima noastră întrevedere, dar le promiteam telespectatorilor AgroTV, cei care urmăresc talk show-ul Agriculturii la Raport, că ne vom revedea lunar și vom veni cu foarte multe date, cu foarte multe informații. Țin să-i felicit pe cei de la APIA pentru felul în care reușesc să comunice cu telespectatorii, cu fermierii, iar dialogul acesta permanent pe care îl întrețineți între dumneavoastră ca și agenție și beneficiarii muncii dumneavoastră e unul apreciat și cred că toată lumea vorbește la superlativ despre felul în care reușiți să comunicați și despre felul în care reușiți să furnizați toate datele de care fermierii au nevoie. Așadar, am pregătit mai multe întrebări, mai multe subiecte. Sunt convins că cei care ne urmăresc au și mesaje, întrebări, tocmai de aceea le reamintesc posibilitatea de a comunica cu Adrian Pintea, directorul general al APIA. Fie ne transmiteți întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook AgroTV, iar ele vor fi date către domnul director general, fie sunați la numărul de telefon afișat pe ecran, e un telefon cu tarif normal. Bun, pentru început vreau să-l întreb pe domnul Pintea cum merge campania de primire a cererilor unice de plată. Sunteți în grafic, câte cereri s-au depus până în momentul de față? Așa este, în această perioadă activitatea principală, să-i spun așa, este primirea cererilor unice de plată aferente anului 2022. Această campanie a debutat la data de 1 martie și este pe toată perioada primăverii, să-i spun așa, până în data de 15 mai. Dar, având în vedere faptul că data de 15 mai este într-o zi nelucrătoare, ultima zi de depunere a cererilor fără penalități, este data de 16 mai, am mai prelungit cu încă o zi, astfel încât toată lumea să poată să-și depună această cerere. Așa cum i-am obișnuit deja pe fermierii noștri, începând cu anul 2020, depunerea cererilor unice de plată se realizează exclusiv online prin utilizarea aplicației electronice IPA Online, care este pusă la dispoziția fermierilor gratuit de către APIA. Ați întrebat câte cereri s-au depus. Un lucru bun este că în fiecare zi, având în vedere că noi la începutul campaniei de primire a cererilor am făcut o programare, să-i spun așa, a tuturor fermierilor, adică tuturor fermierilor pe care noi avem în baza de date, respectiv cei 815.000 de fermieri care au depus cereri în anul 2021. Dar categoric că, pe lângă acești fermieri pe care noi avem în baza de date și pe care toți salariații APIA de la cele 42 de centre județene, dacă ne referim aici la fermierii mari, adică în accepțiunea APIA, fermierul mare este cel peste 50 de hectare, sau fermierul mic, care este la limita eligibilității, adică un hectar, până la 50 de hectare, depun cererile la centrele locale ale APIA, cele 265 de centre locale care sunt întinse, să-i spun așa, pe raza întregii țări, fiecare centru județean având în funcție de numărul de fermieri între 6 și 8 centre locale. Astfel că în perioada 1 martie și până astăzi, în 28 martie, au fost depuse un număr de 282.224 de cereri unice de plată pentru o suprafață de 1.537.000 de hectare.
Lucru bun este că în fiecare zi, cum spuneam, că noi avem o programare făcută pentru toți acei 815.000, este că în fiecare zi se depășește, să-i spun așa, numărul fermierilor programați. Adică mult mai mulți fermieri depun cererea de plată față de cât am programat noi, iar undeva mergem între 100-150 de mii de hectare se depun zilnic. La fel ca în anii precedenți, noi am făcut demersuri pentru ca fermierii să obțină și în campania 2022, adică știm că documentul de bază pentru cererea unică de plată este acea adeverință emisă de către unitățile administrative teritoriale, de la primării, de la registru agricol, și aceste adeverințe de la primării, prin mijloace electronice online, adeverințele privind dreptul de utilizare al terenului care este necesar la depunerea cererilor unice de plată, sunt transmise de către primării către salariații APIA. De asemenea, la fel și de la oficiile județene ale Agenției Naționale pentru Zootehnie, de la ANZ, la fel prin mijloace electronice sunt transmise toate documentele specifice schemelor de plată, dacă ne referim aici în sectorul zootehnic. De asemenea, de la instituțiile financiare, aici mă refer la toate băncile comerciale unde fermierii noștri sau și-au deschis conturile bancare pentru a avea unde să le virăm banii, de asemenea, prin mijloace electronice sunt transmise și este transmisă și dovada contului bancar, adică să vedem că acel cont este activ. Așa cum prevede legislația comunitară și națională, primirea cererilor va continua și după data de 16 mai, dar atenție, aici fermierii trebuie să știe că depunerea cererilor continuă încă 25 de zile calendaristice, însă cu o reducere de 1% pe zi pentru fiecare zi de zi lucrătoare, pentru fiecare zi de întârziere. Dar, categoric, după, dacă întârzierea depășește cele 25 de zile calendaristice, cererea de ajutor de plată nu mai este admisibilă, este considerată inadmisibilă și nu va intra categoric la plată. Însă, ca în fiecare an, fac apel la fermieri să nu amâne depunerea cererilor de plată, să o depună în termen, astfel încât să nu fie sancționați. Odată, toate cererile fiind depuse în termenul prevăzut până în data de 16 mai, fără penalități, pe de o parte le aduce și fermierilor eligibili suma de plată întreagă, nu mai sunt sancționați, dar pe de altă parte, dacă noi reușim să ne închidem cu toate cererile la data de 16 mai, categoric și următoarele activități premergătoare depunerii cererilor de plată, și anume, în momentul în care noi închidem, să-i spun așa, întrevederea cu publicul, automat, pe urmă, urmează munca internă în care toți salariații APIA, cei care au primit aceste cereri de plată, se ocupă de efectuarea controlului vizual, de efectuarea controlelor administrative, toate cererile se importă din acea aplicație pe care o spuneam, din IPA Online, ele se transfer în baza mare de date, în baza, așa numită bază de date IAX, astfel încât să urmează tot fluxul procedural, extragerea eșantioanelor de control și, de ce nu, targetul este ca toți fermierii pe care noi avem înscriși în anul 2022 să poată intra la plată în data de 16 octombrie, când vom demara plata în avans. Domnule director, ce am înțeles eu din ce a spus dumneavoastră, că practic dacă fermierii urmează acest calendar pe care li l-ați propus, nu există perturbări nici în cadrul agenției, adică funcționarii agenției își pot vedea de obiectivele pe care le au în grafic. Cam așa s-ar arăta. Categoric da, și rugămintea aceste la fermieri, având în vedere că anul 2022 nu a venit cu schimbări majore,
lucru pe care fermierul trebuie să-l facă, să răspundă la telefonul funcționarului, la responsabilul de cerere. Nici nu a mers pe ideea de a schimba responsabilii de cerere de la un an la altul. De ce? Având în vedere că este această metodă de depunere a cererilor online, deja fermierul îl cunoaște pe funcționarul care este responsabil de cererea lui de plată, astfel încât deja cunoscându-se, atunci poate să-l sune și telefonic să-și închidă cererea de plată. Aici trebuie să fac o mențiune, ca și noutatea anului 2022, este că cererile pot fi semnate și electronic. De ce spun acest lucru? Pentru că obligația fermierului este ca până la data efectuării plății, respectiv până în data de 16 octombrie, toate cererile de plată trebuie să fie semnate. Fie că este semnată holograf în care fermierul se va deplasa la centrul local, respectiv centrul județean Apia, pentru a semna cererea de plată, fie în momentul în care este sunat de către funcționarul Apia sau este un fermier nou și merge el fizic să-și depună cererea de plată la Apia, trebuie să-i spună funcționarului că dorește ca cererea lui să fie semnată pentru anul 2022 electronic. De ce spun acest lucru? Pentru că funcționarul APIA trebuie să știe încă de la început dacă cererea de plată este semnată electronic, da sau nu. Pentru că o cerere de plată care se va semna electronic de către fermier, teoretic fiind ultima lui semnătură, atunci și funcționarul APIA trebuie să o semneze electronic. Salariații APIA dispun de aceste semnături electronice și toată cererea, pe tot fluxul, trebuie să aibă semnătura funcționarului electronic. De ce? Pentru că au un regim special, adică să ne gândim la nu știu ce scenarii. Aceste cereri se vor păstra strict electronic. De ce? Pentru că oricând aceste cereri pot să fie verificate astfel încât să vedem dacă semnătura este validă, atât a funcționarului cât și a fermierului care deține această semnătură electronică. Bun, haideți să luăm și noi, dacă tot vorbim de bani, 10 secunde de publicitate. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit în direct împreună cu Adrian Pintea, director general al APIA. Spuneam vis-a-vis de depunerea cererilor pentru anul acesta că mergeți pe varianta de depunere electronică, da? Exact. Asta am. Da. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați, ce ar trebui să înțeleagă? Ar trebui să îngrijoreze, poate sunt oameni care n-au suficiente cunoștințe sau nu au deprins încă modalitatea asta de depunere electronică. Singurul lucru pe care fermierul trebuie să-l știe, că nu este nevoie de nu știu ce mare tehnologie, este să dețină un telefon, fie fix, fie mobil, iar în momentul în care fermierul este sunat de către salariatul APIA, să răspundă la telefon, să-i răspundă la întrebări. Adică întrebările ce pot fi? În momentul în care tu ai o cerere de plată pe care ai avut-o și în anul 2021 și în anul 2022, nu ai niciun fel de modificare. Aici la ce modificare mă refer? Dacă nu ți-a crescut sau nici nu s-a diminuat suprafața pe care ai avut-o în anul anterior, nu ți-ai schimbat coordonatele bancare, ai adeverința de la primărie, culturile pe care le-ai pus în anul 2021 sunt identice în anul 2022 sau le-ai modificat, atunci cererea automat, ea este deja pretipărită în sistemul informatic, este listată de către salariatul APIA și este băgată în dosarul fermierului cu numărul X. Iar în momentul în care el, cum spuneam, până la data de 16 octombrie când vom începe plățile, această cerere de plată trebuie să fie semnată, iar el se va prezenta la centrul local, dacă este un fermier mic, între 1 și 50 de hectare, respectiv la centrul județean APIA, dacă este un fermier mare, adică peste 50 de hectare, și își va semna această cerere de plată. În momentul în care cererea a fost
semnată, ea este o cerere validă și poate să-și urmeze fluxul, dacă este eligibilă, să poate intra la plată. Iar dacă apar pe parcurs notificări sau clarificări, atunci el va fi de asemenea sunat de către salariatul APIA, în care se spune că trebuie să prezinte, să aducă clarificări asupra cererii de plată, astfel încât cererea să fie validă și să-și poată urma fluxul, până la urmă fluxul final, care ce ne interesează, ca banii fermierului să ajungă în contul lui pentru ceea ce a declarat în anul respectiv la APIA. În regulă, cred că ați fost suficient de explicit încât toată lumea să înțeleagă că e o procedură extrem de simplă, iar fermierul, din punctul meu de vedere, nu are foarte multe lucruri de făcut. Ce trebuie să facă e să urmărească mesajul pe care îl primește pe telefon sau să răspundă salariatului APIA pentru a-i furniza informațiile pe care acesta le solicită. Exact. Sau dacă sunt fermieri care, nu știu, dintr-o eroare, n-a avut semnal sau nu știu, nu l-a sunat nimeni de la APIA, sau l-a sunat, nu a văzut telefonul, nu a mai răspuns, atunci toată lumea trebuie să știe că cel care dorește să-și depună o cerere de plată, termenul este 1 martie 16 mai, dacă nu l-a sunat nimeni, fie ia legătura cu salariatul APIA sau se deplasează la centrul local, respectiv centrul județean de care aparține, pentru a-și depune cererea de plată. Sau dacă este fermier nou, atunci categoric că nu o să-l sune nimeni. Atunci el, fermierul, trebuie să prezinte la primărie să-și ridice adeverința și cu adeverință, extrasul de cont bancar cu buletinul se va prezenta la centrul local, respectiv județean al APIA, pentru a-și depune cererea de plată, înregistrându-se ca un fermier nou pentru anul de cerere 2022. În regulă. Știu că aveți parteneriate cu alte instituții menite să-i sprijine pe fermieri cu eliberarea diverselor documente de care au nevoie la depunerea cererilor de plată. Spuneți-mi dacă mai e valabil și anul acesta parteneriatul sau parteneriatele respective. Așa este. Și pentru anul 2022, având în vedere și situația cu care se confruntă fermierii, fie cu secetă, fie cu scumpiri, atunci am extins, să-i spun așa, această arie de colaborare cu mediul bancar și am încheiat mai multe tipuri de convenții. Convenții, adică în parteneria cu APIA, Banca Comercială și cu Fondul de Garantare, o convenție tripartită, astfel încât să venim în sprijinul fermierilor și să depunem, să le dăm banii, să-i spun așa, în avans. Și aici, în premieră, am încheiat convenții cu băncile pentru finanțarea capitalului de lucru pentru solicitanții ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor. Aici, dacă ne referim la sectorul zootehnic pentru ghei, cumva întotdeauna au fost, nu spun vitregii, supărați că ei nu au putut beneficia de aceste adeverințe. Aici mă refer la cei cu ameliorarea de rasă, în baza cererilor inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat pentru anul 2022. Aceste cereri inițiale au fost depuse în perioada 1 decembrie-15 decembrie, iar astfel că, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează aceste adeverințe prin care se confirmă faptul că acestea au depus cererea inițială de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferent anului 2022. Iar valoarea creditului pe care fermierii o pot solicita este de până la 90% din suma înscrisă în adeverință. Până în momentul de față, să-i spun așa, a prins aceste tipuri de convenții pe care noi le-am încheiat pentru sectorul zootehnic, s-au eliberat adeverințe pentru accesarea de credite în cadrul acestei măsuri. De asemenea, știm foarte bine că o perioadă, o situație dificilă au și cei din sectorul porcilor și a păsărilor, astfel încât am încheiat convenții de finanțare a capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 14,
aici, fie că mă referim la bunăstarea animalelor, fie că ne referim la sectorul porcine, fie la sectorul păsări, pentru anul de angajament 2022, din data de 7 martie am demarat această eliberare a adeverințelor pentru beneficiarii măsurii 14 și până în prezent au fost eliberate peste 110 adeverințe, atât pentru porc și pentru pasăre. De asemenea, și pentru aceștia, valoarea creditului este până la 90% din suma înscrisă la adeverința cuvenită beneficiarilor pentru plățile pentru bunăstarea animalelor, repet, anul de angajament 2022. Și pentru și al treilea tip de convenție pe care am reușit să o încheiem cu băncile comerciale, este pentru cererile depuse în anul 2022. Și eu zic că a fost un lucru benefic și pentru fermieri, dar pe de o parte și pentru noi. De ce? Având în vedere că noi am dat drumul acestei convenții cu băncile comerciale, concret, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință pentru cei care și-au depus cererea de plată aferentă anului 2022, cererea unică de plată, solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafață, pentru tot ceea ce înseamnă FEGA și pentru măsurile, îi spun așa cum generic le spun fermierii, de agromediu și climă. În momentul în care se depun aceste adeverințe și lucru pe care fermierii îl știu și pe această cale le spun și eu că în momentul în care își depun aceste cereri de plată, normal cum aveam? În perioada 1 martie 15 mai noi încheiam campania de depunere a acestor cereri de plată, cum vă spuneam, în acea aplicație IPA Online, iar pe urmă ca lup îi luam toate cererile și le introduceam în baza mare de date a agenției în IAX. Dar pentru a veni în sprijinul lor toate cererile care se depun, să-i spun așa, de luni până vineri, noi sâmbătă și duminică echipa IT din cadrul APIA ce fac? Toate cererile primite în cursul acelei săptămâni le introduc în baza mare de date, astfel încât să pot elibera acele adeverințe, pentru că noi deja le facem un control administrativ. Și am reușit o negociere cu toate băncile comerciale, unde avem o dobândă de 1,9% plus robor, astfel încât la suma cuvenită, să-i spun așa, pe subvenție pentru anul 2022, pentru a veni în sprijinul lor, vă spuneam că și știm foarte bine că este o perioadă dificilă, am venit în sprijinul fermierilor, astfel încât un fermier care depune astăzi cererea de plată, luni, în 3 zile, poate veni și primește 90% din subvenția pe care ar trebui să o primească pentru anul 2022. Am început aceste eliberare acestor adeverințe încă din data de 16 martie și pot să vă spun că până în prezent am eliberat peste 1200 de adeverințe, în jur la 1200 de adeverințe au fost eliberate și zilnic sunt solicitări de către fermieri. Dar de aceea am vrut să vă și spun acest lucru, pentru că un lucru bun, și aici e felicit pe echipa de negociere, să-i spun așa, cu băncile comerciale, că am reușit la o dobândă avantajoasă pentru fermierii noștri să încheiem acele convenții comerciale și sunt încheiate cu aproape toate băncile comerciale, nu a fost niciun fel de restricție, au fost invitate toate băncile și au și răspuns și pe această cale și mulțumesc, au fost foarte cooperanți, în câteva zile am reușit și am încheiat cu ei aceste convenții, iar încă începând cu data de 16 martie am început eliberarea acestor adeverințe. Și de aceea v-am spus pașii care sunt pentru a ști fermierul că în momentul în care depui o cerere de plată, durează 3-4 zile pentru ca cererea să fie procesată de către sistemul informatic și pe urmă se poate elibera, lucru cu care APIA garantează că acel fermier are o cerere validă și până la 90% din suma pe care el trebuie să o ia în octombrie, dar dacă ne gândim în octombrie va lua 70%, să nu mai aștepte până în decembrie când începem plățile finale, poate lua această sumă în avans. Bun,
O informație utilă pentru fermier, cred că mulți dintre ei vor apela la ce ați spus dumneavoastră un pic mai devreme și vor merge către aceste bănci comerciale și nu numai. Luăm câteva minute de publicitate, după o să discutăm și despre stadiul plăților vis-a-vis de campania precedentă, dacă ați reușit să finalizați toate plățile, cum stați cu ANT-ul. Sunt multe informații pe care domnul Adrian Pintea ni le va furniza în minutele următoare, toate astea după câteva minute de publicitate.